Un meci frumos pentru suporteri. Am început bine meciul, așa cum plănuisem. Stăteam bine în teren, am stat bine. Am lucrat și ofensiv și defensiv bine. 30 de minute, 35, după care cred eu că am cedat terenul și atunci știam că adversarul, și le-am și zis că e un adversar care, dacă îi dai spațiu și timp de gândire, devin periculoși. Ne-am apărat multe momente prea jos, n-am mai recuperat mingii la mijloc și în presiunea din atac, așa că ușor, ușor adversarul a venit, chiar dacă în prima repriză, după ce am luat golul ăla care... Ok, am luat golul, a venit, imediat a marcat 2-1, am intrat cum trebuie la pauză și după aceea, a doua repriză, cred eu că na, adversarul a făcut mult mai mult ca noi. Noi am încercat să o facem, dar ne-a lăsat dominați și nu înțeleg lucrul ăsta. Și a venit greșeli mari și golul, chiar dacă... Vorbisem, știam că e o echipă care trage la poartă de din afara careului. Am stat bine la faze fixe, dar uite că a venit acel gol care ne-a egalat și după aceea, bineînțeles că... Cum e fotbalul, după aceea, normal, s-a venit și penalti și așa e fotbalul, ce se face. Ați spus că... Ne doare când pierzi, cred eu că e greu să vorbești, dar... Asta e fotbalul, până la urmă. Echipa care a avut inițiativă, a făcut mai multe, s-a văzut și, până la urmă, au câștigat. Ați spus înainte în meciului că numai dacă nu faceți nicio greșeală, puteți reuși un rezultat bun aici. Au fost prea multe greșeli. Când joci cu FCSB-ul sau cu echipele bune, e clar că trebuie să faci un meci complet. Multe momente în care le-am dat timp să gândească spații, prea mult ca să gândească și atunci e logic să vină să-ți creeze oportunități și toate ocaziile care le-au avut. Ați revăzut faza de la golul 3, de la penalti? Nu, am văzut pe teren puțin. Și s-a părut că se impunea? Nu fac eu. Nu am de ce să evaluez eu lucrurile, că nu ce lucrez la VAR. Sau, nu, fără nicio, nu vreau să... Important e că Casap nu trebuia să fie acolo, sub nicio formă. Un mijlocaș, era 5-3-2 sistemul, el era mijlocaș, Inter, ce caută el acolo, nu știu, din păcate, dar asta e fotbalul, se întâmplă și probabil e meritul lor care au împins, au dus lucrurile și până la urmă le-a ieșit. Puteți înțelege unde se rupe informația care merge de la dumneavoastră la jucător sau ce se întâmplă? Identificat o problemă, că bănuiesc că informația. Este clar informația care merge pe jucători din partea noastră. De ce nu se respectă? Indicați. Cum nu se respectă? De ce nu? De unde ai văzut că nu se respectă? Unde ai văzut că nu se respectă? Bănuiesc că dacă se respectă, nu mai apărea aceste ghișeturi destul de mari. Păi ele, fotbalul, în primul rând, trebuie să ai putere mentală și putere fizică să poți să duci lucrurile. Așa că există un adversar totdeauna în care poate să facă mai bine ca tine. Și n-ai ce să faci, asta e fotbalul până la urmă. Eu cred că noi am făcut destul de bine pentru un joc afară, dar adversarul, cei care au venit de pe bancă repriza a doua, au adus un plus. Și ai noștri au adus câțiva care au intrat, au făcut ceva, dar au venit acele greșeli care... Acel gol 2, care cred că puteam să evităm. A fost un gol care nu a apărut atât de puternic între Nosi și Gabi. Nosi a ajuns la spital. Care este situația lui Gabi? Nu știu, nu l-ați avut la conferință? Nu știu. Nu știu. Iancu l-am schimbat pentru că fizic trebuia să schimb, trebuia să fac ceva, să pun un jucător proaspăt și toate astea. Și că s-a lovit la picior, a fost un motiv în plus. Nu ați mai învins în ultimele 4 meciuri la București în fața FCSB. Înainte câștigaseți 2 din 3 meciuri. Dar ce se întâmplă? De ce nu mai puteți învinge la
că a fost două penalte. În ultimele două întâlniri. Cum? În ultimele două, a fost două penalte. Deci nu sunteți de acord cu el? Nu e dacă eu zic ce s-a întâmplat. A fost două penalte. Și o minge a fost afară, anul trecut. Care? Anul trecut. Informează-te. Da. Ai și minge afară. N-are legătură unul cu altul, e un meci european, a demonstrat la meciul turc că au jucat foarte bine, au un lot foarte bun, așa că depinde de ei, sunt meciuri puternice, meciuri grele. Sparta Praga e o echipă foarte bună, puternică, sperăm ca FCSB-ul să facă foarte bine și să treacă. Este supărarea mai mare că practic ați condus 86 de puncte și totul s-a năruit. Două fase, oarecum, venite așa din serie. Ok, au avut cei de la FCSB posesia, dar nu au periclitat planta farului, chiar de cel puțin așa s-a văzut. Ți-am zis, cred eu că noi am fost foarte buni, totdeauna când am făcut și ofensiv bine și faza defensivă cu presiune foarte bună. Trebuie să ne punem la punct, să o facem în continuare, să încercăm să o facem în jumătate adversă cât mai mult, pentru că altfel, mai ales adversarii așa de buni care îi lași, pentru că sunt mai, au bugete, sunt acolo și e clar că au jucători valoroși și cu ce trebuie să compensezi. Și mental și fizic, să alegi mai mult ca ei, să fii mai puternic, să poți să faci lucru, care cred eu că aici trebuie să lucrăm ușor, ușor în viitor. Da, e prima oară, e prima oară. Prima oară care am venit, restul am fost să văd meciuri, dar prima oară ca pe bancă. Da, e terenul care s-a câștigat, s-a făcut atât de multe meciuri câștigate. Ți-aduce aminte că aici s-a făcut performanță mare, la nivelul cel mai mare. Doamne ajută să vină și în continuare. Dar mai păstrează ceva din aerul vechiului stadion? Locația, locația, ți-aduce aminte, noi care am fost, ți-aduce aminte, restul e nou și arată superb și să vină performanțele mari. Adică v-am mai încercat, nu știu, un sentiment deosebit, v-a dat superbul aici, și la internațional și la Steaua. O să mă gândesc de mâine încolo. Noi știu, trebuie să-l vedem prima oară, să-l evaluăm, să vedem starea lui și vom, împreună vom lua o decizie, vedem cum arată în zilele următoare. Credeți că farul e dezavantajator de arbitraj? Altă întrebare, hai, vezi. Altă întrebare, nu. Din asta, înțeles să continuați proiectul de la farul, între timp federația l-a primit Ceaușescu selecționer. Ce mesaj aveți pentru dânsul și cum credeți că va arăta? Păi nu l-am zis, nu pot să mă repet în fiecare zi, l-am spus. Ideal, antrenor ideal, e oportunitate mare pentru noi și pentru toată lumea, pentru că e un antrenor care, ce să mai vorbim, a făcut la nivelul cel mai mare, a câștigat, a făcut performanțe, a construit echipe, a construit jucători. Acum are o echipă la fel tânără, talentată, care trebuie să o ducă la mai sus, la alt nivel și eu cred că are capacitatea și știe să facă lucrurile și cred că le va face.